Bandita. Chitara mea e bandita. Mulțumim încă o dată, Ovidiu Lipan Țăndărică. El știe, pentru că am avut ocazia să-i o spunem, dar poate voi nu știți. Noi toți am crescut cu trupa Phoenix și suntem foarte mari fani. Sper că și domniile voastre. Și e o plăcere și o onoare să cântăm câteodată piesele dumnealor și ne bucurăm și mai tare că îi cunoaștem și că îi putem numi prieteni. Pentru că, deși sunt muzicieni fantastici, sunt și oameni extraordinari. Mulțumim! Și pentru că de fiecare dată când cânt o piesă de la Phoenix, în special astea de pe Canta Fabule, care este un album extraordinar, poate cel mai bun album scos vreodată în rockul românesc. Da. De fiecare dată mă simt ca un puș de 12 ani, exact așa cum eram atunci când i-am descoperit. Despre asta este următorul cântec, ăsta este Puiule de om. Puiule de om, tu când visezi, lumea-n ore aranjezi, stârnește vrei, păsări de foc și zmei. Și zâmbetul tău curat și el are paradis în el și mi-amintești că eram și eu la fel. Mi-amintești că eram și eu la fel. Mă-ntreb când am uitat acolo, Puiule de om, tu când visezi,
Puiule de om, tu când visezi, puiule de om, tu când visezi.